și bine v-ați întors pe canalul meu de YouTube, pentru că se simte în aer toamna, se simte după frigul de afară, se simte după ploi. M-am gândit că este timpul să fac un tutorial de machiaj cu un machiaj tomnatic, pentru că încă mai sunt nunți, încă mai sunt evenimente și cumva trebuie să ne adaptăm și machiajul la vremea de afară și la anotimp. Și m-am gândit că toamna merită un astfel de tutorial, pentru că îmi place tare mult acest anotimp, îmi plac ceaiurile fierbinți, îmi place ciocolata caldă, deși încă nu este vreme de ciocolată caldă. Eu sper să vă placă ceea ce vedeți și să vă placă acest look, așa că dacă vreți să vedeți cum l-am obținut, urmăriți în continuare. Voi începe acest machiaj prin a-mi sprea tenul cu această apă purificată de la Carrefour. Aceasta îl împrospătează și îl și hidratează în același timp. Iar înainte de a aplica oricare alt produs, o să mă asigur că acesta s-a uscat foarte bine. Voi trece la machiajul sprâncenelor și pentru asta voi folosi gelul de la Anastasia Beverly Hills. Eu l-am în nuanța medium brown. Acest gel îl puteți comanda de pe site-ul oficial din România, anastasiasoare.ro. Așa arată gelul și aceasta este nuanța. Iau produsul pe o pensulă unghiulară și vin mai întâi să-mi pieptăn sprâncenele în sus, după care o să vin să umplu spațiile libere. Aici, în zona din față, îmi place să păstrez totul cât mai natural și vin doar cu produsul care a rămas pe pensulă, fără să mai aduc produs suplimentar. După care o să iau acest gel Clear Brow Gel tot de la Anastasia Beverly Hills și o să mă asigur că sprâncenele mele au aceeași direcție pe tot parcursul zilei. Asta mă ajută așa să le țin în loc. Pentru a-mi pregăti pleoapele folosesc Instant Anti-Age Eraser de la Maybelline. Pe care o să-l setez cu o pudră și o să folosesc pudra de la Pierre René Rice Loose Powder. Acum că am pregătit pleoapele, este timpul să trecem la machiajul propriu-zis. Astăzi o să folosesc tot paleta de Makeup Revolution, pentru că am vrut să folosesc ceva accesibil pentru voi și pentru că îmi plac nuanțele din această paletă și mi se par tomnatice. Am scăpat-o puțin pe jos să spart sticla asta de aici, dar o să folosesc nuanțele astea așa mai pământii, mai mov, mai tomnatic. Cu o pensulă micuță o să vin și o să iau nuanța aceasta de mov din paletă și o să încep să o aplic din colțul extern pentru a prelungi ochiul și a crea un machiaj de tip alungit. După care o să o trag ușor în pliul ochiului. După care o să iau următoarea nuanță mai închisă de mov din paletă și o să folosesc aceeași tehnică pe aceeași pensulă, la fel, din colțul extern. Vreau ca culoarea cea mai intensă să fie aici la baza genelor, după care să se piardă așa ușor în colțul extern, într-o formă așa de V, și în pliul ochiului. Lucrez din aproape în aproape, ușor, cu cantitate minimă de produs și mai adaug produs dacă este nevoie. Ultimul pas este să iau negru din paletă pe aceeași pensulă, lucrez cu aceeași pensulă pentru că este o pensulă micuță și o să vin cu această nuanță și mai aproape de bază genelor, astfel încât să creez așa un degrade. Dar v-am zis, încercați să nu urcați foarte sus cu această nuanță, ci cât mai aproape de baza genelor. Aceleași nuanțe le voi aplica și la baza genelor inferioare, în aceeași ordine. Începând cu cea mai deschisă și terminând cu cea mai închisă. Vreau să mențin partea asta de interior cât mai deschisă și mată, așa că o să vin cu puțin concealer pentru a o scoate ceva mai mult în evidență, după care o voi seta cu primul fard din paletă, care cred eu că ar trebui să fie un fard sidefat, dar este un fard sidefat, nu prea reușit, este mai mult mat, nu este foarte pigmentat, dar este suficient pentru ceea ce am eu nevoie. O să iau corectorul pe o pensulă și o să vin să-l aplic aici în colțul intern.
după care o să le stopez cu degetul. După care o să iau nuanța, aceasta prima, după cum am spus, pe o pensulă la fel plată, mișcări de tapotare să o aplic, după care o să o întind bine cu degetul. Și pentru ca machiajul ochilor să fie complet, o să vin să aplic rimel, folosesc rimelul de la Melchior Scandalaș. O să insist ceva cu acest rimel, pentru că vreau să pară genele mele cât mai lungi, pentru că nu aplicăm gene false, deși cred eu că ar da un machiaj, ar da acestui machiaj un efect mult mai interesant. Acum este timpul să ne concentrăm atenția pe machiajul feței. O să facem un machiaj ceva mai full coverage, cu acoperire mai mare, care să reziste și o perioadă mai lungă de timp. Întotdeauna eu încep prin a-mi pregăti tenul folosind un primer. Astăzi o să folosesc un primer iluminator și o să-l folosesc pe ăsta de la L'Oréal Paris. Chiar dacă este toamnă, încă vreau să am o strălucire a tenului. Dar o să vedeți voi că la început, deși această luminozitate pare destul de intensă, pe parcurs ce aplicăm pudră, ce aplicăm fond de ten, o să se mai piardă din ea și o să rămână ceva foarte natural. Ca și fond de ten voi folosi Estée Lauder, Estée Lauder, cum vreți voi să pronunțați, Double Wear în nuanța 2N1 de Sepej. Dacă avea și o pompiță fondul ăsta de ten, era perfecțiune. Și pentru o acoperire cât mai mare, o să vin prima oară să îl aplic cu o pensulă din asta clasică de fond de ten. După care o să-l estompez cu un burete de machiaj. Pentru zona ochilor o să folosesc același corector de la Maybelline. O să-l aplic și o să-l estompez cu degetele, pentru că mă simt eu mai bine când încălzesc produsul cu degetul și mi se pare că rezultatul este unul mult mai frumos. După care este timpul să fac puțin baking și să folosesc aceeași pudră pe care am folosit-o pentru a seta corectorul de pe pleoapă. O să o aplic în zona de sub ochi și pe întreaga față, într-o cantitate ceva mai mare, pe care o voi lăsa să stea acolo câteva minuțele, astfel încât, cum s-ar spune, să se coacă și fondul de ten să reziste o perioadă mai lungă de timp. Puteți să faceți treaba asta doar în zona de sub ochi, mie îmi place să o fac pe întreaga față uneori, că mie fondul de ten mi se duce prima oară în zona asta. De acolo dispare și rămâne zona asta liberă și de asta îmi place să aplicăm peste tot pudra și să o las câteva minute să stea. După ce a stat acolo câteva minuțele, o să vin cu o pensulă mare și o să mă asigur că îndepărtez tot excesul de pudră. Este timpul să conturăm fața, pentru că aplicând toată pudra asta a devenit cam plată. Folosesc hula de la Benefit. Și din aproape în aproape estompez foarte bine această nuanță, pentru a nu avea linii dure. Este important să lucrați din aproape în aproape și să nu veniți cu o cantitate mare din prima, pentru a nu părea prea mult produs. Nu o să aplic blush pentru că vreau să mențin machiajul ăsta cât mai tomnatic, nu vreau să îl fac deloc primăvăratic sau să bată spre roz. Așa că o să trec să aplic iluminator, pentru că tot vreau ca tenul meu să fie luminos. Folosesc această paletă de la Pixie by Petra. Este superbă această paletă, este superbă nuanța, este superb acest iluminator și o să-l aplic aici în zona pomeților. Zona nasului, bărbie, deasupra buzei superioare și din nou obraz.
Pentru a întregi acest machiaj o să termin cu buzele. O să vin prima oară să le conturez cu un creion maro. Acest creion este de la Boteca Verde și este un creion absolut superb, care rezistă extrem de bine pe buze și pe care puteți să-l purtați și singur. Nu este nevoie să mai adăugați un ruj deasupra lui. Dar pentru că vreau să folosesc pentru prima oară acest ruj de la Melchior în nuanța dezirabilă, este noua nuanță din colecția lor de toamnă, o să vin așa să-l aplic aici în centru pentru a crea un efect de tip ombre. Și acesta este lucrul final. Sper din suflet că v-a plăcut. Mie îmi place tare mult rezultatul. Mi se pare foarte tomnatic, dar în același timp destul de sexy. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați stat cu mine până la final. Nu uitați, vă rog, că mă puteți urmări și pe contul meu de Instagram și să vă abonați canalului meu dacă nu ați făcut-o încă. Iar eu vă pup și vă aștept data viitoare cu un nou clip. In the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all.